o familie frumoasă, dar spun eu că datorită soțului meu suntem așa, nu datorită mie. Eu nu am niciun aport. El este echilibrul meu și dacă n-ar exista în viața mea, probabil că n-am fi această frumoasă familie. Ce a spus Izabel când a venit pe lume Mihai Maxim? A fost geloasă? Inițial m-a văzut la spital și a suferit foarte mult și am făcut o greșeală că am luat-o. M-a văzut la pași și mi s-a rupt sufletul că ce caută mami pe patul de spital și suferă din cauza lui bebe. Ea l-a perceput așa, după care i-am explicat că și tu ai fost și când te-am născut am fost și eu la spital și așa ai venit pe lume. Și acum îl răsfață, îl iubește, mă ajută la băiță, băița de seară. Mă ajută cu scutecele, cu tetinele. E foarte iubitoare și atașată de frățiorul ei. Cum îl strigă pe soțul tău? Cine? Izabel. Izabel tati. Da? Da, tati sus, tati în jos și mă bucur că cu el stă cel mai mult din timp și îl petrece cu el. Mami e partea masculină din casă, cred că eu alerg cel mai mult și el e mai prezent decât mine. Ce m-a inspirat în alegerea numelui Mihai Maxim? Sincer, soțul meu și-a dorit să se numească Maxim. Este personajul lui din musicalul Rebecca și e un nume puternic și am zis la un bebeluș e puțin greu să-i zici Maxim, având în vedere că e un bebe mic, poate minim. Și mi-a zis, nu, Maxim este perfect și am hotărât el mai mult să-l numim Maxim. Și Mihai este nașul nostru, Mihai Găinușă. Cum împărțiți responsabilitățile în familie? Ne împărțim noi doi și norocul nostru este cu cele două bune filipineze care ne ajută mama mea și mama lui, care stau cu copiii mai mult și noi putem să ne organizăm sălile de dans, emisiunea, activitățile personale și profesionale. Ce valori morale încerci să le insufli celor mici? În primul rând, respectul față de ceilalți și ce-mi doresc eu foarte mult este modestia, nu infatuarea și să recunoaștem că toți au ceva pozitiv, să nu încercăm să fim răi, răutăcioși, să apreciem ce e bun în jurul nostru. Ce consider că nu ar trebui niciodată o mamă să-i spună copilului? În primul rând să nu-l facă să se simtă prost pentru nimic și nicio decizie pe care a făcut-o, tot timpul trebuie canalizat în direcția bună, dar fără cuvinte urâte. În timpul sarcinii, ai luat kilograme în plus? Normal, tocmai de asta nici nu m-am cântărit. Am luat multe, probabil foarte multe, dar am avut o burtică foarte mare și asta a fost bine pentru bebeluș, că a avut mult lichid amniotic în care el s-a simțit destul de bine. Cum am slăbit? N-am slăbit, adică n-am mai am mult de dat jos. Consider că mai am mult până să ajung la o formă ideală, pe care eu mi-aș dori, evident.